În prag de sărbători, postul nostru de televiziune a fost vizitat de colindători, dar nu orice fel de colindători. Venit tocmai de la Sibiu, primarul comunei Valea Viilor a ținut să facă o urare de Crăciun întregii echipe, dar și telespectatorilor noștri. Și nu a venit cu mâna goală, ne-a pregătit o surpriză delicioasă, din care vă spun sincer că nu a mai rămas nimic. Agro TV făcut din pâinică. De unde, domnul primar? După cum știți, în vizita care s-a avut la noi, ați văzut cuptorul acela, l-am încălzit foarte bine și am făcut din aluat de pâine, de la noi, de la țară, aceste frumoase litere. Poate vă schimba sigla. Sună și mai bine că agro de la țară, e spicul de grâu aici. Este, toate elementele astea sunt specifice nouă. Spuneți-mi un singur lucru, anul ăsta cum a fost pentru ceea ce înseamnă comunitatea noastră? A fost un an bogat. Am derulat niște proiecte europene, am făcut multe realizări, am avut și bani, un pic mai mulți ca în alți ani și așteptăm la anul un an și mai bun. Corect, și pentru că ne privesc cei care sunt, iată, telespectatorii noștri și care v-au văzut în alte rânduri, ce le spunem pentru anul care vine 2019? Le urez toate cele bune, să le aducă moșul cât de multe cadouri și sărbători fericite, Crăciun fericit și la mulți ani. Cum vă doriți un 2019 să fie? Cum să arate 2019? Cu sănătate și cu belșug. Le spunem tuturor la mulți ani, încă o dată de la domn primar, la mulți ani și dumneavoastră și să aveți un an frumos. Mulțumesc mult, dacă știam că o să am așa o primire deosebită, veneam cu colindătorii. Da, data viitoare ne promite. Singur și mai greu. Nu e o problemă, vă pune să cântați după ce, dar după ce închidem camera. Mulțumesc, okay. Toate bune.